Decis, Moldova Gaz nu va deconecta consumatorii de la gazele naturale pe toată durata avertismentului de pericol epidemiologic în legătură cu răspândirea COVID-19, se arată într-un comunicat al întreprinderii. De asemenea, compania examinează posibilitatea introducerii plăților eșalonate pentru anumite categorii de consumatori. În același timp, furnizorul își încurajează consumatorii să plătească facturile în termenul stabilit, însă folosindu-se de servicii bancare online sau a terminalelor de plată. La fel, întreprinderea a anunțat că lucrările planificate de verificare a aparatelor rețelelor de gaze și revizia robinetelor de siguranță au fost suspendate în toată țara. Amintim că autoritățile au anunțat duminică că, începând cu ziua de astăzi, își vor sista activitatea mai multe agenții comerciale, cu excepția farmaciilor, magazinelor alimentare și a stațiilor PECO.